este să fie elastic. Și ce înseamnă elastic? Nu pe lungime, ci pe lățime. Da? Pentru că în momentul în care îl pun pe mine, ca și la marsupiu, da? Cam asta e înălțimea, trebuie să fie elastic ca să permită bebelușului să se strecoare acolo. Acum, îmi pun o latură pe un umăr și cealaltă latură pe celălalt umăr, încât ați văzut că am făcut un X. E ok? Clar. Cât de strâns trebuie să stea repul? Păi cam atât de strâns, pentru că nu trebuie să stea lăvărsat, fiindcă el este elastic pe lățime, deci bebelușul va intra foarte ușor aici. Deci, am laturile astea pe umeri, ați văzut că nu le-am făcut așa și le-am lăsat să fie cât mai lejere, să nu se plieze prea tare, ca să-mi fie ușor să nu simt că mă taie la umăr, ca și ghiozdanul, de exemplu. Ok. Am nevoie de un bebeluș. Dorica. Îl luăm pe Tudorică. Păi să-i dăm jos căciulița, că nu are nevoie de căciuliță. Bebelușul, cum trebuie să fie îmbrăcat pentru a putea fi băgat în rep? Cât mai ușor, da? Deci așa îl aveți în casă, așa îl puneți și în rep. Chiar dacă voi ieșiți afară. Pentru că ce se întâmplă? Mama își încălzește copilul. Deci în momentul în care eu îl pun în rep, o să-i bag piciorușele, el sub greutatea lui va aluneca, pot să-i bag mânuțele, că e iarnă, de exemplu. Și acum bebelușul stă. Picioruș. Ca să văd dacă poziția e corectă. El va sta așa. Dar l-am forțat un pic acum. Dacă văd că înălțimea e corectă, îl pup pe cap. E ok, da? E perfect. Bun. Ce fac acum? Ca să nu cadă el pe afară, pe aici, iau prima latură, mă pun așa frumos peste căpșor, pentru că căpșorul încă nu stă singur, dar este din bebeluș din prima zi. Puteți să ieșiți cu bebelușul din prima zi. Vedeți că îi trec pe dedesubt tupicioarelor ca să nu cadă. Trec prin spate și aduc în față. Și ca să-mi țin chestia asta, o bag așa, elegant, între picioare. Acum, latura a doua. Pentru că bebelușul stă cu capul aici, nu o să-i acopăr partea asta. Pot să-i acopăr dacă ies în viscol afară, da? Cu restul, vin foarte frumos pe dedesubt, merg prin spate și am două chestii. Și se fini. Pot să fac fundă, ca să nu fluture pe aici ceva. Dacă este vară, pot să-i scot o mânuță. Cu cât crește mai mult, pot să-i scot cealaltă mânuță. Dacă este vară și mi-e cald, pot să le întorc pe astea să nu fie atât de înfofoleală, da? Și așa îmi port copilul. Probă. Sar, nu cade. Nu mi-ajunge pe jos. Important la un rep este să nu te trezești că copilul e pe la varianta asta după o jumătate de oră. Dacă e aici, înseamnă că repul nu-i bun. Cum îl scot? Foarte simplu. Dau jos ultima, după aia penultima latură, îl apuc de sub seară și am scos. Și poziția picioarelor la nou născut cum trebuie să fie? Poziția picioarelor la nou născut este întotdeauna în poziție fetală. Da? Copilul va sta așa. Nu, nu. Nu. Nu e crăcănat. Da? Copilul mic, până la 6 luni, nu se va crăcăna niciodată. El va sta tot timpul în poziție fetală, da? Cu genunchii un pic flexați, dar piciorușele întotdeauna așa. De aceea, o poziție crăcănată nu are ce să caute la un bebeluș de până la 6 luni. S-ar putea bebelușii ăia care sunt mai mari, mai grași, da? Pe la 4 luni, să înceapă să stea ei singur în fund. Cum îmi dau seama că copilul este pregătit să-l crăcănez așa și să-l pun în altă poziție, tot în rep? Nu vă arăt acum pentru că o să vă nebunesc. Cum îmi dau seama că e pregătit? În momentul în care îl ridic, el nu face chestia asta, pentru că este prea mic, dar l-avem pe Tudor. În momentul în care îl ridic, se crăcănează. Ați văzut? Un bebeluș nu se crăcănează așa. Un bebeluș va sta tot timpul cu piciorușele așa. El se crăcănează. Înseamnă că este apt să ia această poziție de M. Bun. Acum,
Și se poate alăpta? Poți alăptezi, doar că trebuie să te obișnuiești prima oară și să se obișnuiască și bebelușul cu alăptatul în această poziție. Nu, nu te dezbrăca, vreau să-mi prești. După ce îl scoți, poți să mai bagi la loc? Nu, trebuie să-l desfaci. Pentru că nu o să stea foarte bine. Poți, dar nu o să stea foarte bine.